Consilierii județeni s-au întrunit în ședință ordinară joi 26 august, începând cu ora 12, în sala de ședință a Consiliului Județean Călăraș. Pe ordinea de zi s-au aflat 12 proiecte de hotărâre, iar la începutul ședinței au mai fost introduse 6 proiecte peste ordinea de zi. Toate proiectele au fost aprobate cu majoritate de voturi. Am constatat că sunt 30 de consilieri județeni prezenți, din totalul de 30, în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean cu drept de vot. Aveți transmise procesul verbal al ședinței ordinare din 20 iulie. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din 29 iulie 2021. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Unanimitate de voturi. Procesul verbal al ședinței din 29 iulie 2021 a fost aprobat. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Dr. Popesa Marian Călaș. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Județean de Cultură și Creație Călaș. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivelul județean regional a proiectului de infrastructură rutieră, modernizarea și reabilitarea DG306 cu zavodă de N3 Socoale, limită Ialomița kilometru 000 plus 33 plus 360. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 122/2021 pentru actualizarea devizului general al obiectivului de investiții dezvoltare turistică a brațului Borcea Călăraș, port turistic de agrement. Și proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 13 milioane de lei în conformitate cu prevederile articolului din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. Pentru toate aceste 6 proiecte peste ordinea de zi, cine este pentru? Domnul președinte, puțin aici. Vreau să motivez votul. Sunt 4 proiecte peste ordinea de zi, pe care le-am analizat cu toții. Și suntem de acord să se suplimenteze ordinea de zi. Sunt 2 proiecte astăzi. N-am fost de acord de votați pe toate. Cu cine ați vorbit? Domnule, am vorbit, n-ați făcut intervenția, acum vă le propun. Deci astea 2 care le băgați peste ordinea de zi, noi putem potrivi, să poate analizăm 130 de miliarde împrumut în trezorerie, când puteți faceți o extraordinară săptămâna, peste 2 zile. Sunt eu un împrumut 130 de miliarde pentru județ. Nu să ne facem jocul, domnul președinte, dar nu se poate să avem 2 proiecte pe care nu le analizăm, care sunt de importanță majoră ca influență bugetară pentru Consiliul Județean. Un proiect de un împrumut 130 de miliarde îl votăm la pistol viteză? Terminat? Păi n-a terminat. Pentru că trebuie să vă rugăm ca pe aceste 2 proiecte să le introduceți într-o extraordinară. Nu. Bine, mulțumesc. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere, 2 abțineri, 2 abțineri, 3 abțineri, 4 abțineri, 5 se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abțineri. Voturi împotrivă? 1, 2, 3. 4 voturi împotrivă. 4. Se poate așa ceva? Bine. Vă dau cuvântul, domnul Deculescu. Când aveți dorința să luați cuvântul, vă dau cuvântul. Nu e problemă. Domnul președinte, puteți face o extraordinară, n-a zis nimeni. Hai, nu fiți indisciplinat. Vă dau cuvântul și vă spuneți tot ce vreți. Ascultați-mă. Să ne ascultăm unii pe alții. Hai să ne uităm în ordonanța 57. Și veniți cu avize de la comisiile? Veniți cu avize făcute acum pentru comisiile de buget finanțe să dea pe aceste 2 proiecte? Haideți să fim serioși. Comisiile n-au discutat aceste 2 proiecte care se introduc astăzi peste ordinea de zi. Nu se poate așa ceva. Asta e urgența pe care o considerăm. Dacă o considerăm, nu se poate. Deci călcați în picioare orice spirit democratic al acestei ședințe. Stai democratic, domnul Deculescu. Da. Poate așa ceva? Nu stăm la discuții pe ele și venim cu avize de la comisii. Cum să te aviz comisia pe ele că nu s-a întrunit? Uitați avizul de la comisie aici. Dacă aveți alte propuneri pentru ce ziceți, domnul secretar, corect? E corect ca avizul de domnul avizul Deculescu, de mă dau fără din sală. Domnule Deculescu, ați depășit măsura de timp. Călcați în picioare orice spirit democratic și orice discuție. Majoritatea decide, domnule Deculescu. Dezbatere? Aveți dumneavoastră dezbatere? Aceste proiecte nu trebuie puse în dezbatere, domnul secretar.
Puneți-le, domnul Deculescu. Aveți dreptul să le puneți în PNL în dezbatere, domnul Deculescu. Nu le punem în PNL. Le punem cetățenilor orașului acestea în promul de 130 de miliarde. E al județului, domnul. Județul. Nu mai sunteți la munici. La județ. Da. Se poate așa ceva? Mai aveți ceva de discutat? În legătură cu subiectul ăsta, nu. Da? Dacă aveți pentru completarea ordinii de zi, aveți propuneri. Da. Aceste două ultime două proiecte să ni le puneți în studiu și să le avem într-o ședință extraordinară. Doamna președinte, să aprobați aceste proiecte să fie peste ordinea de zi. Nu mai puteți să mai veniți cu altă propunere. Da. Propunerea dumneavoastră nu poate fi luată în calcul. Da, ok. Dacă așa considerați dumneavoastră, așa faceți. Ați votat. Ați votat împotrivă? Ce mai vreți acum? Să le puneți după ce ați votat împotrivă, vreți să le scoateți de pe ordinea de zi? Să le motivești colegilor dumneavoastră votul nostru împotrivă, să știe și ei pentru ce au votat pentru. Pentru că aceste proiecte, dacă îi întrebăm acum, eu sunt sigur că dacă discutăm de acest împrumut de trezorerie, nu știe nimeni despre ce e vorba. Măcar să ne motivați urgența acestui. Păi eu nu pot să vă explic că nu l-am citit, domnul Manu. Haide că vă explic eu, că, până la urmă, ordonanța de... Nu știu cum să vorbim, domnul. Vorbim la momentul când o să ajungem la proiectul de putere. Da. Pentru buna desfășurare operativă, nu, dar trebuie să dăm proiectul de hotărâre, ordinea de zi și proiectele incluse. Da. Da. Vă propun ordinea de zi așa cum a fost propusă cu cele 6 proiecte peste ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Unsprezece abține. Vă rog să consemnați, deci vă rog să consemnați acolo că cei de pe WhatsApp nu știu la că se votează ordinea de zi suplimentară cu aceste proiecte care nu le cunosc și nu avem vorul. Colegii dumneavoastră știu despre votul cu 13 voturi abțineri și cu 18 voturi pentru proiectul de hotărâre. Stați vă rog frumos. Și proiectul de hotărâre a fost aprobat. Ordinea de zi de astăzi a fost aprobat cu amendamentele cele 6 propuse. Pentru buna desfășurare operativă a ședinței, propun să se dea citire doar titlul proiectului de hotărâre, nu și dispozitivul acesta. Dau cuvântul domnului secretar general al județului Călăraș, domnului Paraschiv Aurel. Mulțumesc, doamne președinte, bună ziua. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călăraș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș pentru organizarea acțiunii în situațiile de urgență în actualitate, nu în glumă. Se aprobă acest proiect cu majoritate absolută. Comisia de Buget Finanțe a dat aviz favorabil, nu sunt amendamente. O solicitare a domnului Pușcaș Ion ca domnul Meseșanu Răzvan să explice cum de s-a ajuns la suma de 12.000 lei. Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, stimate domnule coleg Pușcașu, sigur, înainte de a vă răspunde foarte rapid, vreau să vă informez că, dincolo de cuvintele înșiruite care justifică această inițiativă, da, care se numește situațiile de urgență în actualitate, nu în glumă, vreau să vă transmit că, la baza acestei idei, stau aproximativ 20 de ani de activitate în acest domeniu, în care limita între viață și moarte este foarte mică. Și nu este un cuvânt sau nu este o idee foarte prețioasă. Practic, este specific românesc o gândire păguboasă, spun eu, ca să considerăm că nouă nu ni se poate întâmpla nimic din ceea ce este rău. Lasă, altora li se poate întâmpla, vedem la televizor, auzim la radio, citim în ziare, pe net, că s-a întâmplat o grozăvie într-un domeniu sau altul. Dinamica vieții de zi cu zi ne dă peste cap, mai ales în ultimii 5, 6, 7, 10 ani de zile. Eu am scris câteva rânduri și v-aș mulțumi foarte mult dacă veți aproba această inițiativă, să tragem un semnal de alarmă împreună, să considerăm că cu o floare putem să facem primăvară și să încercăm să dislocăm această mentalitate păguboasă, cum am spus-o,
în mintea tinerilor, în mintea adulților, în mintea vârstnicilor, pentru că doar slujitorii inspectoratelor pentru situații de urgență, doar acești, hai să spunem, eroi vii, permanent, nu pot să facă față la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Cu tremure, inundații, atentate și așa mai departe. Consider că pe ei copleșește, indiferent cât de mult s-ar dedica, indiferent cât de mult ar fi devotați activității și muncii pe care o prestează, pentru că asta e profesia lor. Aici vreau să fac o paranteză. Știu că de foarte mulți ani Consiliul Județean a acordat o foarte mare atenție dotării Inspectoratului pentru situații de urgență. Dar alături de acești truditori pentru situațiile de urgență, care gestionează crizele, care încearcă să micșoreze efectele unei situații de criză, unei situații de urgență, trebuie și noi, locuitorii dintr-un oraș, dintr-o comună, dintr-un sat, trebuie să învățăm să gestionăm. De aceea m-am gândit să punem numărul și să tragem un semnal de alarmă. Cum? Să invităm specialiștii de la inspectorat să ne spună ce fel de riscuri există pe teritoriul județului Călăraș, care sunt modalitățile de a putea să trecem peste aceste riscuri, cum au intervenit până acum, care este orizontul riscurilor. După cum știți, probabil, de curând, la nivel mondial, s-a dat publicității un raport care este departe de a ne liniști, deci pe plan mondial există preocupări de acest gen, și să încercăm, repet, cu mic, cu mare, să mișcăm lucrurile. Domnule Pușcașu Ion? Da, mulțumesc de explicație. Eu mă gândeam că este de foarte mare importanță proiectul dânsilor, ca și subiect. Mă gândeam că suma este chiar derizorie. Nu am cerut justificare. Mi s-a părut foarte mică și acest lucru trebuie să noi să-l dezvoltăm. Să facem ca aceste subiecte să fie discutate în școli în permanență, să fie trecut la cei de la ISU, să li se trateze sac sau cum care este subordonarea, să vină să facă în fiecare an un plan pentru așa ceva și chiar să fie ajutați financiar ca să facem publicitate, să facem tot. Da. Da, mulțumesc, domnule Pușcașu. Domnule Pușcașu, o întrebare pentru domnul științiator. Domnul Mărdeșanu, de ce o întrebare de la domnul Mărdeșanu. Da. N-am înțeles de ce trebuie titlul ăsta situații de urgență, în actualitate, nu în glumă. Ce tratămâțe se tratează în glumă? Ați introdus această... Am încercat. N-am înțeles în ce ați spus. Da, tocmai am încercat să fac un arc peste timp. V-am spus că în 20 de ani de activitate, asta știam. Da, lucrătorii cărora m-am adresat cu diverse activități de instruire consideră că lor nu li se poate întâmpla, iau în glumă, doar atunci. Deci noi suntem ca nație un popor reactiv. Noi, după ce considerăm, după ce ni s-a întâmplat un lucru rău, ne punem cenușe în cap și ne spunem de ce nu am respectat regulile, de ce nu am acționat. Mai puțin suntem preventivi. Da? Deci asta a fost rațiunea. Deci luăm în glumă toate lucrurile care se întâmplă altora și considerăm că nu mi se poate întâmpla. Supunem la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere, Liviu Vurtejanu, consemnați, și împotrivă, nu sunt voturi împotrivă. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui vicepreședinte și a doi consilieri județeni în Comisia de Analiză a propunerilor pentru acordarea titlului de cetățean de onoare al județului Călăraș. Acest proiect se aprobă cu majoritate simplă. Comisia de învățământ a dat aviz favorabil și nu sunt amendamente. Domnul președinte Vasile Iduț a desemnat pe domnul vicepreședinte Samuilă Ion în această comisie, urmând ca dumneavoastră să faceți propuneri pentru cei doi membri și, având în vedere că se votează, o să lăsăm la urmă să facem propunere sau dacă nu se facem propunere, să facem buletine de vot. Cine se dorește a fi în această comisie? Eu îl propun pe domnul Pușcașu. Stai puțin, cum mai sunt domnul Pușcașu, propunere? Încă o propunere? Cu Jocea. Cu Jocea. Pe cine propui? Pe
Pe mine. Da, două propuneri de aici, Cojucea și Pușcașul. Și o propunere? Da, și o propunere a domnului Samuila? Da, de la PSD propun pe domnul Șerban Jenel. Da, avem trei propuneri. Alte propuneri mai sunt, în afară de domnul Pușcașu? Pro-România, nu propuneți. Cojucea și domnul Șerban Jenel. Deci eu mă retrag, dacă... Din partea. Da, și rămân doi... Consilier. Rămân doi consilieri. Rămâne Cojocea și cu... Ah, dacă vă retrageți dumneavoastră, consemnăm și nu îl punem pe bătrânul de vot. V-ați retrați dumneavoastră. Da, 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 da. Pro-România propune pe cineva? Nu, mulțumesc. Nu. Atunci înseamnă că avem două propuneri. Ne ocupăm. Nu, două. Două propuneri. S-a retras domnul Pușcașu și rămâne Cojocea și cu Șerban Jenel. Da? Se fac buletine de vot ca la final să putem să votăm. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Județului Călărași pe anul 2021. Acest proiect se aprobă cu majoritate absolută. Comisia Buget Finanțe a vis favorabil. Nu sunt amendamente. Două solicitări. Doamna Jurcan. La diversele discutăm. Da? Haideți să trecem peste dacă erau amendamente, le propunem acum. Da, cine este eu pentru? Eu nu voi, participa la vot. Stați puțin. Vă dau cuvântul de asta. Am cerut votul. Cine este pentru? Nu participăm, nu discutăm cu proiectul de hotărâre. Nu discutăm proiectul de hotărâre înainte. Cine este pentru? 3, 4, 16, nu particip la vot. Da? Cine este împotrivă? Domnul președinte, nu discutăm proiectul de hotărâre. Cine este împotrivă? Să abține cineva? Doamna Ciurcan, nu participați la vot. Ok, ok. Avem o neparticipare la vot. Două neparticipare. Două neparticipare la vot. Votul împotrivă. Peseșanu, da? Nu partic. Trei. Trei neparticipari la vot. Stați un pic, să mai... Că nu s-a votat. Nu s-a votat la voi. Deci s-a votat pentru. Împotrivă? N-a zis. Împotrivă. Și abțineri? Eu abțineri. Abținere, Maria, tu ești împotrivă sau pe... Domnul Iorga? Abținere? A întrebat la tot abținere. Doamna Petcu? Abținere. Abținere, da? Deci voturile împotrivă sunt... Cine e împotrivă? Împotrivă, împotrivă. Cine e împotrivă? Puneți-vă împotrivă. 1, 2, 3, 4. 4 împotrivă, 5. 5 împotrivă. Ca să vedem că... 5 împotrivă. Și avem abținere. Abținere. Una, două, trei. Patru. Două neparticipări. Trei. Trei neparticipări. Și cu domnul Meseșeanu, nu m-am uitat acum. Da. Și... cu 6 voturi împotrivă, 4 abțineri, 3 neparticipări la vot și 18 pentru. Și 18 pentru, proiectul de hotărâre numărul 3 a fost aprobat. Proiectul numărul 4. Noi discutăm pe marginea acestui proiect? La diverse. 4. Proiectul hotărârii privind modificarea și completării hotărârii numărul 61 din 2021 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020 în exercițiul bugetar 2021. Se aprobă cu majoritate simplă. Comisia Buget Finanțe a vis favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Doar un lucru vreau să subliniez și există câteva discuții Palatul Administrativ să fie făcut din alte surse de finanțare. În condițiile în care aceste discuții o să se finalizeze și o să putem obține bani din altă sursă, atunci o să facem altă rectificare bugetară și banii poate, să rămână la dispoziția Consiliului. Sunt niște sume. Domnul Chiriță are dreptate, sunt niște sume incluse pentru Palatul Prefecturii, iar noi, sumele care le aprobăm astăzi, ca să nu mai facem amendament, să modificăm proiectul de hotărâre, urmează să le... luăm să decidem o altă schimbare de sume și să alocăm alți bani de care va fi nevoie. În care discuțiile acelea o să finalizeze. În care discuția, prefectura să revină la Ministerul Afacerilor Interne la solicitarea domnului prefect ca să fie finanțată din fonduri guvernamentale. Da? Da. Am luat act, domnule consilier. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
online e unanimitate. Da, cu 31 de voturi, nu, cu 30 de voturi pentru. Și o abținere de domnul Deculescu. Și o abținere de domnul Deculescu. Și doamna. Mă abțin, două abțineri. Cu 29 de voturi pentru. Și domnul Popa, abținere? Pentru, da. Deci două abțineri și 21. Proiectul numărul 5. De participare, da? Înseamnă 28 de voturi pentru, Mezeșanu neparticipare. Două abțineri. Două abțineri. De doamna Popa și domnul Deculescu. 5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea unui teren agricol extravilan situat în municipiul Oltenița, județul Călărași. Se aprobă cu majoritate calificată. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Online. Online nu. Este pentru. Unanimitate de voturi, 31 de voturi pentru. Domnul Deculescu. A, nu, o neparticipare la domnul Deculescu. 6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călărași, strada Eroilor Revoluției numărul 20, Eroi Revoluției din 22 decembrie 1989, numărul 38 de Sucălăraș. Se aprobă cu majoritate calificată. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate. Cu 30 de voturi pentru și o neparticipare, proiectul numărul 6 a fost aprobat. 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector din drumul județean DJ402, din domeniul public al județului Călăraș, în domeniul public al județului Giurgiu. Hai să spune majoritate calificată. Comisia Buget Finanțe. Hai să vă spun, domnul Nichiriță, e vorba de la Hirești, lângă Frumușani. E un drum județean pe care nu-l asfaltează nici Consiliul Județean Călăraș, nici Giurgiu. Și a ajuns un drum nepracticabil. În urmarea discuției cu primarul din Hirești, s-a deplasat la Consiliul Județean, am decis în felul următor. Noi nu avem interes, Consiliul Județean, să asfaltăm acel drum. Adică nu vom cheltui sume să asfaltăm acel drum care deservește județul Giurgiu. Ca atare, primarul a făcut demersuri ca acel drum, bucată de drum județean, care tranzitează județul Călăraș. Da? E o porțiune de un kilometru și ceva care trece pe teritoriul județului Călăraș, să fie cedat sau să fie transferat în proprietatea Consiliului Județean Giurgiu pentru a-l moderniza. Nu e practicabil. Adică nu repară nimeni. Nici noi nu-l dezăpezim, nici nu-l reparăm și Giurgiu își-l asumă ca să-l ia să-l repare Giurgiu, că deservește Comuna Hirești. Și intrarea în județul Giurgiu, să-l numesc eu. Dacă juridic, domnul secretar, deci nu e nicio problemă, vă dați seama, domnule, n-am avea ce să comentăm. S-au făcut demersurile între noi, s-au făcut solicitare prin hotărâre de Consiliu și noi trebuie să le dăm, da, cu majoritate calificată, da? Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimit? Nu. Online nu este. Deculescu, ce funcție ai spus? Pentru. Cu 31 de voturi pentru. Pentru interesele locuitorilor. Da, cu 31 de voturi, proiectul de hotărâre numărul 7 a fost aprobat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Călăraș prin Consiliul Județean Călăraș împreună cu Fundația Pestalozii, Asociația Ai Voința Ai Putere și Fundația Natura Vie la înființarea și dezvoltarea rețelei de sprijin pentru tranziția de la educație la un loc de muncă al elevilor din regiunea Sud-Muntenia. Se aprobă cu majoritate absolută. Comisia Învățământ a admis favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Online nu. Pentru integral. Da. Cu majoritatea voturilor, 31 de voturi, proiectul de hotărâre numărul 8 a fost aprobat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Consiliului de Țean Călăraș la Rimini, Italia, în perioada 60 decembrie 2021. Se aprobă cu majoritate absolută. Comisia Buget Finanțe a zis favorabil. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Vă rog să-mi permite să spun și eu două cuvinte. Păi să știm delegația. Nu putem vota fără să știm delegația, domnul președinte. Este delegația. Nu e domnul președinte. Hai să discutăm delegația. Nu le treceți așa fără discuții toate proiectele cum... Citiți delegația, să vedem cât sunt. Citiți delegația, nu știu. Știe presa, câți oameni plecați. Da, știe, da. Trebuie să vedem. De ce nu vreți să zici că vreți să faci circ?
Am înțeles. Dar nu, nu e vorba că vreau să facem tir. Haideți să discutăm un pic pe proiectul ăsta. E cineva care este trecut în listă și nu mai dorește să meargă? Da, 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 da. Nu sunt de specialitate, nu am. Ok, ok. Da. Anunțați-vă, anunțați-vă. Să... Care, care vor să se ieșiți de listă? Da. De, de, iese Dinulescu, Iorga. Pușcașu... Și pe mine sunt. Toma, nu? Toma. Eu am anunțat și... E. Da, Chiriță s-a retras. Și Manole. Manole. Da? Și Iorga. Și Iorga. Da, se retrage. Ai notații care, da? Ridicați mâna cei care vă retrageți din delegație. Deci, notații. Pușcașu. Pușcașu, Chiriță. Chiricașu. Toma. Dinulescu. Și Iorga. Și Iorga. Și Manole. Și Manole, că, da. Și Liviu Urtejan. Am o propunere, nu mă retrag. Nu te retrag. Spune că mă și Bănescu. Se retrage și Bănescu. Cât s-au retras? Și Bănescu. Cât s-au retras? 5, 6. 6. 5. Faci o opinie să meargă din partea presei doi ziarești. Păi trebuie să-i aprobați dumneavoastră. Așa, aprobăm posibil. Hai, care se scrie din partea presei? Cel mai înaltă. Florin Driga s-a scris. Propunere din partea presei. Florin Driga. Deci, Liviu, tu îi propui. Ca să-ți scrie clar. Hai, propune. Amendament, da. Hai, și cum să facem? Ca să-l interrătăm? Că acum din 10, care merg aia 2? Care merg? Mai sunt de partea consiliului. Trebuie nominat. Nu. Domnul președinte, v-am spus și eu. Vreau să primim cu Liviu și după aceea. Ziceți, dacă vreți, faceți propunerea nominală. Trebuie pe Nu dorește nimeni să meargă? Dar mai poate nu-s vaccinați. Da, e o condiție, da, asta cu vaccinat. Aveți vaccinul? Ai Florin vaccinul? Ok. Zi, hai, propune. Dorin, și încă a doua persoană? Marimba, da, poate. Mai sunt și alții. Mai sunt și alții iarici care nu sunt prezenți și cred că ar trebui să-i întrebăm și pe dânsii. Păi nu știu, ar trebui să le trimitem o solicitare, o adresă de e-mail, vă propunem noi din partea noastră, 2-3 ziarici. Mai sunt de la argument Victor Bălașa sau... Băi, Liviu, gata, ai, dacă ai de propunere, bine, dacă nu... O propunere și domnul Diriga. Da, Diriga, o propunere, vă frumos să luați în calcul, da, o propunere ca să votăm lista și o să ne citiți lista cu toți cei când exprimăm votul, da? Spuneți, bun, doamna președinte. Deci, ce vreau să vă spun, că noi ne vom împotrivi vota împotriva acestui proiect. Considerăm că nu este o acțiune la care să putem merge. Considerăm că se risipesc într-adevăr niște bani. Am văzut că banii ăștia s-au luat din fondul de salariu. Fondul de salariu care probabil a rămas cumva descoperit până la sfârșitul anului. Și am văzut și rectificarea care vine pe minus. Și nu știu probabil de unde vor fi scoși acești bani. În al doilea rând, vedem acum un împrumut de 130 de miliarde. Deci județul are... Eu fac așa, o analogie. Vă rog frumos, pe proiectul ăsta. Eu asta vreau să vă spun, că județul are nevoie de bani. Noi acum cheltuim niște bani. Doamna Giurcan, pe proiectul ăsta, v-ați spus punctul de vedere, da? Mai aveți ceva de adăugat pe acest proiect? Nu, doar asta, că mi se pare o ipocrizie această deplasare. Aveți, vă veți exprima dorința de a vorbi pe proiectul de împrumut. Da. Alte lor de cuvânt. Nu mai sunt. Vă rog frumos să dați citire listei. Lista inițială a fost proștit și acum așa a rămas. Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean, Ion Samoilă, vicepreședinte, Marian Dinulescu, consilier județean. Virgil Marian Dumbravă, Mâncea, Ion Găman, Vasile Gâdea, Marius Eugen Ilie, Marcel Tănasi, Dina Emilia Tudor, Cornel Gheorghe Țâncu, Liviu Vortejan, Rus, da, nu, notați-l și probleme. Domnul Găman a zis de mine acum că nu poate să fie delegat în Italia. Domnul Găman. Păi, am zis să pună pe grup, dar văd că... Trebuie să ești pe Găman. Domnul Găman. Și adăugați-l pe Driga Coen. Ok. Trebuie votat? Da, da. Da?
Un număr de câte persoane? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 10 persoane. Pentru cele 10 persoane pe care a dat citire domnul secretar, cine este pentru? Să abține cineva? Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 91 din 2010 privind constituirea consiliilor de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Călăraș. Se aprobă cu majoritate simplă. Comisia Învățământ a avis favorabil. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Să abține cineva? Împotrivă? Cu majoritate absolută a fost proiectul numărul 1. Și online sunt toți pentru. Unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Călăraș în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale numărul 1 Călăraș pentru anul școlar 2021-2022. Se aprobă cu majoritate simplă. Comisia de Învățământ aviz favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Eu nu voi vota. Se abține cineva? Împotrivă? Avem o neparticipare? Participare. Păi e desemnată, da. Doamna Giurcan e desemnată. Da. Păi nu trebuia să vă votați, dar trebuia să... Păi n-am votat. N-ați votat, nu? Ok. O neparticipare la vot, doamna Giurcan. Amen. 11. Online nu toți 5 sunt pentru acest proiect. Și atunci... Ia-i secret? 30, cu 30 de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat. A desemnat. E desemnat, da. Acum fiind consilier județean... 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu Călăraș se aprobă cu majoritate simplă. Comisia Juridică a avis favorabil, nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Nu. Online-ul sunt toți pentru. Da. Cu 31 de voturi, proiectul de hotărâre numărul 12 a fost aprobat. Peste ordinea de zi, următoarele 6 proiecte și cu permisiunea noastră o să continuăm 13. 13, da. 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al Asociației de Fotbal Club Dunărea 2005 Călăraș în cadrul procedurii speciale de insolvență. Se aprobă cu majoritate absolută. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil, nu sunt amendamente. Comisia Juridică a avis favorabil, nu sunt amendamente. O abținere domnul Deculescu a fost în comisie. De așteptat. Păi da, putem discuta cu marginea mică, a fost dar peste ordinea de zi. Comisie, aici nu peste ordinea de zi, domnul președinte. Nu putem discuta nici pe... Bine. Chiar dacă e pe marginea proiectului. Eu aici, mă scuzați puțin, am în comisie, eu am solicitat prezența reprezentantului Consiliului Județean în AGA clubului de fotbal. Am fost sunată ieri de către doamna care a reprezentat. O să avem câteva întrebări punctuale și o rog, o să îi le trimit dânsei și rugămintea ca în ședința următoare să vină să ne răspundă și nouă documentar. De acord, depuneți și vă dă toate răspunsurile de care trebuie, da? Hai, da? Proiectul numărul 13. Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voturi pentru abținere. Ce ai făcut mai votat? Și acum votezi invers. Cu joacea, ce faci? Tăi și așa, tăi și așa, trebuie să dă-ne și nouă undeva. Ești așa, luat în... Domnul Pușcașu, pentru, da? Nu, nu, stați puțin așa, s-a schimbat cu joacea. Cu joacea, ce votai? Ai fost pentru și pe aia ai votat... Domnul Pușcașu, a votat pentru. Da. Da. 1, 2, 3. Abținem și noi aici. Toma, pentru? Pentru. Dinulescu, pentru. Deci 2, 4 voturi pentru. Cum pentru? De acord. Pentru m-a votat. Ce? Marine, mai bine ducei din gură. Împotrivă. Abține. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abțineri. 9 abțineri, da? Cu 9 abțineri, cu... Da, mă, cu 9 abțineri. Am constatat că sunt 9 voturi care s-au obținut. Da? 9, 10, 10, 10, 1, 2, 3,
Cu 20 de voturi pentru, 10 abțineri și un vot împotrivă, proiectul de hotărâre numărul 13 a fost aprobat. Grama, te rog frumos să dai răspunsul domnului Deculescu. Precizarea vis-a-vis de această hotărâre, că această hotărâre s-a votat în baza unei hotărâri judecătorești. Deci, și se abțin pe o hotărâre judecătorească care ne obligă, conform legii, să aprobăm un administrator special. Asta vreau să fac precizarea. O hotărâre judecătorească a unei instanțe poate fi interpretată de cei care reprezintă justiția în țara asta. Sunt împotriva justiției. Nu știu. Da, proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Dr. Popescu Marian Călăre, de aprobă cu majoritate simplă, Comisia Juridică a avut favorabil, nu sunt anadamă. Cine este pentru? Ce puteți să știți spitalul? Cum poate vă duceți la spitalul? Vă supun la vot, deci v-am supus la vot proiectul de hotărâre. Abțineri împotrivă nu sunt, nu? Nu sunt în unanimitate de voturi. Proiectul numărul 14 a fost aprobat. Proiectul numărul 15. 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Centrului Județean de Cultură și Creație Călărași. Se aprobă cu majoritate simplă. Comisia Învățământ a fost favorabil. Nu sunt anadamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține, o abținere, domnul Iorga, o abținere. Împotrivă? Abținere și mai. Domnul Chiriță, domnul Teculescu. Nu, abținere, abținere. Vot frumos, un vot de abținere. Abținere. Deci a fost cine este pentru, se abține. Cine se abține? Acum, cine se abține? Cine se abține? La centru cultural. Da? 6. 6. Și împotrivă? Domnul Chiriță, domnul Pușca și domnul Deculescu și domnul Toma. 4. 4 împotrivă. Și cu... Direcția de dezvoltare să vă pregătiți pentru a discuta în plen proiectul de hotărâre pe care l-ați propus peste ordinea de zi și l-ați supus consilierilor județeni pentru vot. 19 pentru. Cu 19 voturi pentru. 7 abțineri. Și 5 împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Proiectul numărul 15 a fost aprobat. Nu, 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării economice la nivel județean regional a proiectului de infrastructură rutieră, modernizare și reabilitare DG306, tronson cu zavodă DN3, socoalele limită județii Alunța, kilometru 0+000, kilometru 33+360. Se aprobă cu majoritate absolută. Comisia Buget Finanțe a avis favorabil. Nu sunt amendamente. Așa. Pentru proiectul numărul 16. Da? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Avem abținere sau nu? Nu avem abținere, nu. Unanimitate de voturi. Inclusiv online nu e unanimitate. Unanimitate de voturi. Proiectul numărul 16 a fost aprobat. Acum avem cele două proiecte care vi le-am adus peste ordinea de zi, adică vi le-am adus în sală. Și aici, dacă sunt, dați și pire, vă rog frumos, titlurilor și să putem să discutăm pe ele. Aici, vă rog frumos, dacă aveți întrebări, lămuriți și putem să le... 17. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 122 din 2021 pentru actualizarea devizului general al obiectivului de investiții dezvoltarea turistică a Brașului Borcea, Călăraș, port turistic de agrement. Se aprobă cu majoritate absolută. Doamna director, da, domnul Chirița. Deci am văzut, noi am avut o hotărâre în iunie. Da. Valoarea acestei rectificări e mai mică, cu 200.000 de lei, deci n-am. Urmarea predării amplasamentului constructorului, am constatat că a trebuit să facem demersul la minister și ministerul ne-a făcut niște corecții cu 200.000 de ron mai puțin, pentru că ne-a cerut niște clarificări în care anumite obiecte din lucrările pe care le aveam trecute au fost scoase. Da?
Dacă mai aveți alte întrebări, direcția de dezvoltare e cea care susține proiectul și vi le poate da. Da, domnule Culescu? Dacă această reducere a fost făcută din partea eligibilă sau neeligibilă a proiectului. Doamna director Avram? Este un procent din valoarea totală. Ce procent, doamnă? Și eligibile. Au fost trecute... Da, Ministerul finanțează 70%, restul este suportat de Consiliul de Sănătate. Dar ziceți în procentul, domnul Degros a întrebat procentul. Aveți cumva procentul? Valoarea. 70 cu 30, clar că s-a diminuat valoarea totală și automat și cofinanțarea s-a diminuat. Nu, nu, că depinde din ce zonă a scos. Pentru că nu e așa. Din materiale vale, scrie. Deci depinde din ce zonă a scos. Vă la valoarea asta 200 de mii... 18 milioane de euro. Valoarea totală a proiectului? Deci ceva după virgulă, da? Din listele de cantități s-a redus cu 200 de mii partea de cofinanțare a ministerului. Păcat, păi, problema era alta. Problema era alta. Că atunci când doamna, haideți să trecem peste problemă. Atunci când s-a mărât devizul, noi aveam cofinanțat, da? Deci noi aveam cofinanțat o valoare. Semnat contract. Domnul Deculescu, e portul de embarcațiune asta. E cu Ministerul Turismului. Nu confundați proiectul. Nu e BRCT unde a fost manager. Nu, confundați proiectele. Deci dumneavoastră confundați proiectele. Nu e promenada. Pe promenadă dumneavoastră a fost manager. Știți proiectul promenadă. Noi nu discutăm de promenadă acum. Noi discutăm de portul de embarcațiuni, care e 18 milioane de euro, finanțat de Ministerul Turismului. Nu, suntem okay, în alt proiect. Suntem în alt proiect. Da, mulțumesc. Vă supun la vot proiectul numărul 17, da? Cu diminuarea sumei de 200.000 de euro. La vot la următoarele două, domnule președinte. Da, bine. Cine este pentru? Nu aveți votat. Se abține cineva? O abținere, trei abțineri. De ce v-ați abținut? Puteți să justificați votul? Da, de ce v-am spus. Nu am avut timp să citim proiectele. Exact, să diminuează sume, nu se fură sume, deci, nu se adaugă sume. Eu nu am citit, acum mă uitam pe ele. Doamna președinte, doamne, să uită lumea la noi și votați împotriva unor diminuări de sume. Dar nu am abținut pentru că nu am citit proiectele. Ce vreau să vă spun? Eu nu am citit proiectele. Stau de oră în ședință și ascult la ședință. Nu stau să studiez. Asta nu înseamnă că eu sunt împotriva. V-am dat o soluție. Putea să ne le puneți în proședință extraordinară. Sunt urgente, domnule. Păi de unde? Că am văzut aici, nu știu unde, o adresă din 9-8-a sau 8-a-9-a, ceva de genul ăsta. 9-8-a. 26 de voturi pentru, 3 abțineri și 2 neparticipări. Proiectul de hotărâre numărul 17 a fost aprobat. 18, cel compun. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului unui împrumut în valoare de 13 milioane lei, conformitate cu prevederile articolului 1 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 83/2021, pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din trezoreria statului. Se aprobă cu majoritate absolută. Da, aici discuții pe acest împrumut. Vreau să-i dau voie să fac pe domnului Samuel o prezentare, după care facem discuții împreună. Da? De ce a trebuit să ne introducem peste ordinea de zi? Că normele de aplicare a acestei ordonanțe au apărut vinerea trecută. Le-am studiat și nu există un plafon fără limită. Noi mai aveam dreptul până la îndatorarea de 30% ne permite legea să obținem această sumă, dar este primul venit, primul servit. Și am găsit de cuvință să introducem cofinanțarea pentru două drumuri județene și partea de la port care ne revine nouă ca și Consiliul Județean să avem finanțare ca să putem să ducem lucrările la sfârșit. Da? Asta a fost ideea și de aia ne-am grăbit pentru că vrem să accedem acest împrumut ca să dezvoltăm și să facem lucrările pe care le-am propus. Întrebarea mea era referitoare la proiectul pe care l-am Consiliul Județean l-a aprobat, cel în valoare de 50 de milioane de lei. Da.
l-am accesat, l-am este împrumut bancar, ăsta e împrumut prin trezorerie. Bun, dar grad de îndatorare. Deci avem aprobat împrumutul ăla. Probabil că suntem acum în discuții. Sunteți cu comisia de acordare? Nu, am semnat contract de finanțare, am început să trage din acel împrumut. Deci suntem în regulă cu acel împrumut, el a fost aprobat, a fost semnat acum. Și acum noi și cu acești 13 miliarde. Nu depășim gradul de îndatorare. Nu, asta v-am explicat. Diferența între împrumutul pe care l-am făcut și ăsta care îl luăm acum, rezultă că suntem sub 30% grad de îndatorare, pentru că altfel nu ne dădea trezoreria, da? Și avem acum, pe normele care au apărut, primul venit, primul servit. Deci dacă noi nu aprobăm în această ședință acest împrumut, urmează să îl aprobăm în o altă ședință și s-ar putea în cealaltă ședință să nu mai fim eligibili pentru că nu mai sunt sume de la trezoria asta. Și finanțăm prin acest împrumut, finanțăm o alte obiective față de cele pe care altele le-am aprobat. Altele nu puteați să le prinde tot alea. Parte din lista de investiții nu aveau finanțare complet. Iar acum noi venim și finanțăm exact ce am discutat de portul turistic, cel de 18 milioane, care înseamnă cofinanțarea din partea Consiliului Județean, da, 30%. Și atunci noi venim acum și spunem, din acest împrumut vom asigura cofinanțarea portului turistic de 30%. Da, domnul Consiliu Stoian? Iați bugetat cumva cele 13 milioane pentru cele trei obiective? Da, vi le-am propus unde? Două drumuri județene, e o anexă. Nu, le văd dacă asumă. Cât alocăm dezvoltare? Trebuie să fie propuse cu sume. Ca să puteți să ajungem la 13 milioane, trebuie să avem clar sumele prevăzute ca dumneavoastră. Deci avem 1.157 pe cele două cu finanțări pe DJ-uri. Dați la, e un anex, e un anex, e anex, e anex. 11.800.000. E un anex, puteți vă anex. Dați-mă la anexă. Astea sunt. Deci sunt defalcate în anexă, da. Sunt. Da, dar domnul consilier Răstoian. Mai sunt alte întrebări? Nu mai sunt alte întrebări. Vă propun să votăm proiectul de hotărâre numărul 18. Cine este pentru? Se abține cineva? Una domnul cu Jurcea, domnul Popaș, doamna Ciurcan, doamna Petcu. Cu 23 de voturi pentru, 4 abțineri și cu 4 neparticipări, proiectul numărul 18 a fost aprobat.